sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Nistor execută surprinzător. Oh, intervenția lui Ninai. Târgu Mureș în 2015. Bun, această pasă a lui Nistor Szilágyi. Mingea cred că mângâie. Frumoasă combinație, Nistor îi pasează perfect, Szilágyi încearcă să trimită cu efect la colțul lung. Șutul nu e rău. De aici se vede cel mai bine, iată. În sfârșit o ocazie. Iată, abia... Oh! Fault. Fault. Și ăsta e fault de galben clar. E fault de galben clar. Francisco Junior pasa pentru Gianfranco. Poarta lui Iliev. Gaură ca mare, a ieșit în întâmpinare acolo Mitrea. Cred totuși că ar fi scos Iliev dacă ar fi fost pe poartă, dar în sfârșit se trezește puțin la viață și Șepși. Campano pasă pentru Nistor, vine bine din spate Oancea, centrarea nu era. Lovitura de cap a lui, foarte bună apariția la învăluirea lui Oancea. Și gata. Asta a fost posesia lui Șepși, recuperare foarte bună a lui Ducure. Acum Popa la colțul scurt în plasa laterală. Încă o dată faza de mai devreme. Șutul lui Popa. Bine, nici nu prea avea cum să dea altfel de acolo. Trece ușor de Valentin Gheorghe. Centrarea arată bine! Vară! Încă o dată, singura șansă, singura ocazie a celor de la Șepși, bara lui Gabriel Debeliu. Cea mai mare ocazie a meciului, dar și singura. Foarte bună pasa pentru Stoica, centrare și vine Nistor, dar nici el. Ei, ia să vedem, e penalti. Penalti pentru Cluj. Dar nu e Ninai cel care intervine. Acum se pune problema dacă era încă mingea în joc, așa e regula. Nistor apucă să tragă, este luat pe sus apoi, este faul clar. Rămâne de văzut dacă... Încă o dată faza. Ia priviți unde a dat Nistor. Acestui adversar, Nistor execută și înscrie 1-0 pentru Cluj, 7 goluri marcate de Dan Nistor. Regulă nebună asta. Dacă șutul a fost în peluză, ce mai contează ce se întâmplă după? Dar se consideră neglijență, pardon, imprudență. Nistor transformă lovitura de la 11 metri. N-a bătut foarte clasat, dar a dat tare. Nixul i s-a dus pe celălalt colț.